Proiectele științifice în domeniul fizicii au fost astăzi în centrul atenției și asta deoarece la Colegiul Național Radu Negru s-a desfășurat a 5-a ediție a Simpozionului Național Fizică Trecut și Viitor. Zeci de cadre didactice și elevi din mai multe județe ale țării au prezentat diverse lucrări despre fizică. Astăzi, în Colegiul Radu Negru, este din nou o zi de sărbătoare, datorită faptului că se desfășoară lucrările Simpozionului de Fizică, intitulat Fizica Trecut și Viitor, ce se găsește la a 5-a ediție. În acest an se vor prezenta în plen, în cele două secțiuni, pentru profesori 38 de lucrări în mod direct și indirect, iar pentru elevi 14 lucrări. În acest an avem participanți din 14 județe, din municipiul Făgăraș și, bineînțeles, județul Brașov. La acest simpozion au participat fizicieni din 14 județe și fiecare a venit cu câte o lucrare științifică pentru a o prezenta și pentru a transmite noi metode de învățare și de predare a fizicii. Este a 5-a ediție a simpozionului de fizică organizat la Colegiul Național Radu Negru. Are ca scop implementarea de noi metode pentru predarea și învățarea mult mai rapidă și mai atractivă a elevilor. Vor fi două secțiuni, secțiunea pentru elevi, în care vor fi elevi din tot județul participând cu lucrări și vor fi premiați, iar secțiunea pentru profesori vor avea prezentări ca schimb de experiență între licee și între școli. Acest simpozion a fost un prilej de întâlnire pentru profesorii de fizică, dar și un schimb de experiență, deoarece aceștia vor aplica la cursuri toate noutățile descoperite astăzi. Lucrările prezentate sunt lucrări care vor fi prezentate direct în plenul simpoziumului și lucrări ale căror participanți nu sunt prezenți la simpozium. Lucrările prezintă în marea lor majoritate cercetări originale asupra modului în care se predă fizica în liceu, sunt prezentate metode moderne de predare, proiectul predarea în echipă, sunt prezentate de asemenea lucrări extrem de interesante la secțiunea elevilor, lucrări în care elevii noștri cu multă inventivitate au realizat produse originale, au realizat experimente ale căror rezultatele prezintă colegilor lor. Sperăm că prin munca noastră de astăzi să contribuim cu toții, profesori și elevi, la construirea unui viitor mai bun pentru fizică și pentru învățământul românesc, un viitor care să fie construit pe baza trecutului. Așadar, a fost o zi plină de știință pentru toți iubitorii de fizică. Atât elevii cât și dascălii lor au susținut lucrări despre materia îndrăgită, dar au și ascultat fascinați despre noutățile și ultimele cercetări științifice efectuate.